Bine ai revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să ți fac un mic review acestui smart charger, acestui redresor pe 12V de 10A cu Bluetooth de la Vicron Energy. Pentru acest lucru avem nevoie de următoarele accesorii ale lui. Avem nevoie de acești crocodili pe care îi vom aplica la bornele bateriei noastre de test. Am o baterie de test de 12V. O baterie folosită în sistemul de alarmă, e ceea ce am putut să aduc în studio, ar fi fost destul de greu să car o baterie de mașină pentru acest mic review. Nu o să folosim în acest test conectorul cu borne pe care îl poți monta direct pe mașina ta, o să-l dau deoparte și o să începem această mică prezentare. Pentru asta ai nevoie, exact cum s-am spus, redresor, baterie și telefon mobil. Ok, primul lucru este conectarea acestui device la sursa de curent. Odată conectat, nu se aprinde nimic. Văd că redresorul nostru este stins, ba da, un simplu click și ne-a dus câteva LED-uri. Ok, primul lucru, nu am ce setări să fac de aici, ar fi destul de ok, aparatul își trece prin testul lui. Eu o să încerc să conectez acest device prin aplicația de la Vicron Connect. O să încerc să pun telefonul, să-l vedeți. Automat mi-a văzut redresorul Vicron. Un simplu click ne va conecta. În momentul când se conectează, LED-urile schimbă culoarea. Deocamdată nu avem nimic conectat. Ca să fie mult mai ușor, o să trec bateria în partea dreaptă și o să mă întorc cu aparatul în partea stângă. Ok, o să întindem puțin cablurile lui pentru că sunt destul de lungi și ne vor încurca cu siguranță în acest review. Ok, plus la plus, minus la minus. Odată conectat, aparatul a început să încarce. Avem un voltaj de 14,4 și ne încarcă cu 4A. Bateria a trecut direct în absorption mode, practic ea acum înmagazinează curent dat de redresor. Putem să vedem graficul de încărcare și unde suntem la momentul de față cu bateria. Cam asta este prima pagină a Vicronului. Vei vedea când bateria ta este încărcată și vei vedea curentul pe care îl trage de 3A și voltajul pe care îl bagă redresorul. În partea de setări avem mai multe setări. Putem să facem în felul următor. Prima, funcția de încărcare. Încărcare normală. Redresorul ne va încărca bateria noastră în mod normal. Următoarea este normală plus de condiționare. Automat invertorul va încerca să îți reîmprospăteze sau să îți readucă la viață bateria ta, băgând în ea mai mult voltaj. Următoarea funcție este funcția de high. Va încărca la 14,7V. High plus recondiționare. Ne spune, recondiționarea reduce viața bateriei. Nu ne recomandă nicio să o facem foarte des, decât în cazul în care bateriile noastre chiar sunt moarte și chiar au nevoie de o recondiționare. Ultima funcție pe care o are este funcția de litium. El va încerca să încarce crezând că aceasta este o baterie cu litium. Avem posibilitatea la bateriile mai mici, de 10A, să selectăm curentul de încărcare. Curentul să fie 3A. În cazul meu, bateria mea are 7,2. Ar fi destul de puternic și solicitam pentru ea să împing în ea cu 10A. Poate selecta 3A și normal, întoarcem înapoi în ecranul principal și vom vedea că bateria noastră se încarcă în momentul de față cu 3A la 14,33V. Automat invertorul nostru, încărcătorul nostru a trecut din modul test în modul bulk și încearcă să își reia ciclul normal de încărcare. În funcție de setări, cam asta avem, setările legate de încărcare. Clar, aceste setări se pot face și din butonul de pe el, singurul buton de fapt. Sincer, mi-e mult mai ușor să fac setările din telefon, deoarece am un device smart și pentru asta l-am cumpărat, pentru că e smart, pentru că e produs de Vicron Energy, pentru că am un sistem solar de la Vicron Energy și produsele de la Vicron îmi dau încredere. Încercăm și următoarele setări Product Info. Ne arată tipul încărcărului, pinul care îl vom împerechea, pinul este de fapt 5 de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 de 0 de 5 ori. Avem un firmware, ne spune că avem un update, putem să facem un update ca toate produsele de la Vicron. Ele primesc periodic update-uri, practic Vicron își corectează anumite erori sau adaugă funcții noi în produse. Un lucru foarte bun pentru produse, clar, produsele care primesc update-uri sunt produse pe care firma le folosește și pe care firmele
producătoare încearcă să le îmbunătățească. Încercați să cumpărați un încărcător, un redresor din comerț, care cu softul a venit, cu softul acela își va încheia perioada lui de viață. Să revenim la partea de setări. Avem partea de informații ale produsului, putem să-i schimbăm numele sau putem să-l resetăm la setările din fabrică. Cam asta este micul review despre acest redresor de la Vitron Energy. Bateria văd că a început să se încarce. Suntem în modul bulk. Bulk avem și pe afișaj. Încercăm să legem prin moduri. Nu am revenit la modul normal, o să vedem și în setări. Suntem pe modul normal, un încărcare de 3A. Cam asta este, nu știu exact să vă spun timpul de încărcare, nu am apucat să-l pun pe o baterie auto, dar cu siguranță își va încărca bateria, iar în momentul când va finaliza, conform graficului, va trece în modul storage. Modul storage este un mod în care ține bateria permanent încărcată, va face un refresh al bateriei pe fiecare săptămână, practic îi va da un vârf de tensiune ca să o țină perfect încărcată și să nu lase elementii să se deterioreze din ea. Cam astea au fi spuse despre redresorul de la Victron de 12V cu 10A Smart. Vă aștept să vă abonați în continuare la canalul meu și promit să revin în continuare cu diverse videouri mai noi și mult mai interesante despre produse atât de la Victron cât și pentru produse de Smart House.